Pentru unii scriitori, literatura este un vehicul sigur și tradițional prin care învățăm despre lume și trecem valorile de la o generație la următoarea. O experiență unică, un vehicul la fel de sigur pentru fiecare generație, este și Muzeul Național al Literaturii Române din București. Cei ce au trudit pentru noul spațiu cultural spun că și-au imaginat literatura română nu ca pe o axă a timpului, ci mai degrabă ca pe o hartă uriașă cu nenumărate nervuri și legături posibile, unele vizibile sau deja cunoscute, altele latente și nemai întâlnite. Muzeul e organizat, din punct de vedere formal, pe genuri literare. Dar este o falsă organizare, nu genurile sunt ceea ce ne-au interesat pe noi, ci să punem în valoare teme și personalități. Teme literare, situații literare și personalități ale literaturii și culturii române. Aici, în sala aceasta, avem pe cei trei mari poeți, Eminescu, Arghezi și Nichita, din punctul nostru de vedere, cei care au schimbat limbajul poetic românesc. În celelalte săli, tot la parter, avem și pe ceilalți mari poeți, de la Blaga, la Bacovia, la Ion Barbu, și în capăt avantgarda și generațiile următoare, de după război, cu Labiș, cu restul scriitorilor din generația 80. La etajul 1, proza, bineînțeles, cu mari prozatori, dar și cu critica și eseistica literară, și la mansardă dramaturgia, jos fiind un spațiu al literaturii contemporane. Și iar aici, tot la parter, avem sala Prepesiciu, sală de lansări, de mini-conferințe, așa încât am dorit atunci când cititorul, vizitatorul vine, să-și găsească singur, să îl provocăm să caute, să exploreze și nu să-i dăm la îndemână totul, mai ales că dacă organizăm, el nu are decât aici colo o organizare cronologică. Într-o organizare cronologică asta obosește și am considerat că și copiii și tinerii obosesc într-o desfășurare a istoriei literaturii române cronologică. Mai bine să-i provocăm cu temele, cu situațiile, cu destine scriitoricești. Avem foarte multă tehnologie, pot să caute ce nu găsesc în expus. Sigur, au acces în aceste tablete. E un muzeu în care poți să stai să-ți petreci o zi întreagă. Clădirea a fost construită în 1906, a aparținut unui general, Leon Mavrocordat, și după aceea, ca multe alte clădiri din București, din țara aceasta, a avut un destin ciudat. Cred că acum și împlinește destinul. E o casă frumoasă și generoasă și bună pentru ceea ce ne-am dorit noi să fie Muzeul Național al Literaturii Române. Programele și evenimentele Muzeului Național al Literaturii sunt din nou în atenția unui public numeros, din ce în ce mai tânăr, care descoperă gustul literaturii. Împlinim un an de când suntem în nou spațiu și anul acesta, ca în fiecare an, am decis că de anul trecut, în luna mai, să fie o lună plină, pentru că în luna mai, acum 61 de ani, s-a înființat muzeul. Așa încât și Festivalul Internațional de Poezie, care începe săptămâna viitoare, pe 7 a început Festivalul Adolescență, realizat în colaborare cu Teatrul de Comedie. Avem la sfârșitul lunii câteva conferințe, câteva cu invitați interesanți, Dumitru Țepeneag, Virgil Tănase, Victor Ivanovici, și se încheie cu, firesc, cu Bookfest-ul, care e pe 30, unde vom avea o prezență surpriză cu cărțile pe care le-am scos anul trecut, Dicționarul General al Literaturii Române, Enciclopedia Literaturii Române Vechi și câteva cărți apărute în proiectul Centenarului, finanțat de Primăria Capitalei. Tot anul, de altfel, avem foarte multe activități legate de centenar, pentru că e un an important și Muzeul Literaturii, fiindcă este și un muzeu al limbii române, cred că ar trebui să fie în prim planul acestei sărbători naționale.
Este într-un fel o nouă viață a instituției, este și o veche viață, pentru că duce mai departe câteva evenimente tradiționale, rotondele, întâlnirile cu scriitorii, dar sigur spațiu e mult mai ofertant. Dintr-un anumit punct de vedere, e poate chiar mai bine plasat și în urma unei statistici pe care am făcut-o anul trecut, în 7 luni de funcționare, am avut de la 4.000 de vizitatori, câți erau în Bulevardul Dacia, am avut 18.000 aproape. Ceea ce înseamnă un lucru important. Între timp s-a mai întinerit și echipa, avem un colectiv destul de tânăr și de oameni pasionați și entuziaști. De altfel, cam asta este și principiul după care mergem, o dinamică. Trebuie să vede și în multitudinea de evenimente, multitudinea de întâmplări pe care le găzduim aici. Vara, bineînțeles, o să folosim grădina foarte mult, am folosit și anul trecut, cu concerte, cu mini-spectacole de teatru, cu întâlniri copii. Avem foarte multe proiecte în derulare legate de copii, pentru că vrem să ne creștem un public. Și cred că rolul muzeului este, în primul rând, un rol educativ și după aceea este un rol de distracție sau de relaxare. Muzeul Național al Literaturii Române deține peste 300.000 de piese organizate în 300 de colecții, cuprinzând manuscrise ale scriitorilor români, precum Mihai Eminescu, Ion Creangă, Vasile Alexandri, Lucian Blaga, Ion Luca Caragiale și mulți alții. Colecțiile sunt completate de cărți vechi și rare, de documente istorico-literare sau lucrări de artă plastică, de obiecte și mobilier memorial, fotografii sau înregistrări audio-video. Avem o datorie, din punctul ăsta de vedere, să aducem în actualitate și opere și scriitori uitați, să folosim cuvintele exact. Au fost uitați sau au fost debăgați în seamă? Sau timpul sau timpurile nu mai au treabă cu ei. Asta nu înseamnă că literatura lor nu este importantă, pentru că, până la urmă, criteriul estetic funcționează, indiferent de perioade. Din cauza aceasta și anumite evocări pe care le facem sunt dedicate nu numai scriitorilor arhicunoscuți, ci scriitorilor mai puțin cunoscuți. Am avut o evocare Ion Frunzeti, pentru că chiar dacă Ion Frunzeti nu poate să fie introdus în literatura obișnuită, a fost un mare traducător, de asemenea critic important de artă și, cum se și vede în câteva săli, am introdus în muzeu și personalități culturale care, chiar dacă nu au avut o operă literară foarte apreciată, cum este Ion Ghica, cum Eco Gălnicianu, ei au, în epocă, au fost extrem de importanți. La mansardă, de asemenea, unde avem teatru, și acolo sunt personalități care ar putea să fie sau sunt uitate, pentru că, în general, dramaturgia românească a fost destul de puțin utilizată. Toată lumea îl știe pe Caragiale, toată lumea îl știe pe Matei Vișnec, mai nou. Dar de ce să nu ne ducem și spre Mazilu, spre Tudor Mușatescu, spre Baranga sau alții? Deci avem o literatură dramatică importantă. Aici, unde ne aflăm, e o galerie a scriitorilor de după 45. E o expoziție a lui Ion Cucu, fotograful Uniunii Scriitorilor, și cam toți cei de aici, pe la Grigore Vieru, îl văd aici, Cioculescu și alții, Marin Sorescu, Ioan Alexandru, am căutat să-i aducem în contemporaneitate. Referitor la cei, să zicem, în viață, noi întotdeauna am considerat că muzeul trebuie să fie o
un loc unde literatura contemporană trebuie să se manifeste, în toate formele ei, de astfel și în toate generațiile ei. Lucrul acesta se va vedea mult mai bine săptămâna viitoare, când, în afară de cei 60 de scriitori, poeți străini invitați, din toată lumea, avem peste 120 de poeți români, de la cei mai tineri la cei mai în vârstă, de la cei care scriu mai, știu eu, exuberant, cu formule poetice mai radicale, la cei care scriu într-o manieră tradiționalistă. Criteriul de invitație nu a fost cel neapărat al valorii operei lor integrale. Cei tineri nu au o operă integrală, să zicem. A fost un criteriu de varietate și de diversitate. Și cred că muzeul ar trebui să fie întotdeauna un loc de manifestare a creativității, indiferent ce formă primește această creativitate. Referitor la cărți, cred că se publică mult, dar noi nu avem o piață editorială coerentă. Editurile, în general, nu au o zonă de direcție înspre literatura contemporană, dacă ne gândim așa, cu puține excepții. Sigur, au o mare importanță are online-ul, pentru că se publică foarte multă literatură și online. Cred că acum, într-o situație de tipul acesta, vorbim mai degrabă de o confuzie în rândul cumpărătorului de carte și al cititorului. În tinerețea mea, critica literară, critica de direcție pe care o practica Eugen Simeon, Nicolae Manolescu, era, mă trimitea înspre o carte sau înspre un autor. Acum autoritatea aceasta nu mai prea există. Există o autoritate a marketingului, dar aceea nu este și o autoritate a esteticului. Așa încât cititorul, când vede 10 cărți, nu știe ce să aleagă dintre ele. Atunci, în general, se duce spre ceea ce a mai auzit. Autorii care vând sunt cei care au un marketing foarte interesant, foarte bun, pentru că PR-ul, de ce să nu spunem, e un lucru foarte bun. Și acest lucru am înțeles și la Muzeul Literaturii, din cauza asta am căutat să avem un birou de PR foarte bun și coerent. Ceea ce putem oferi noi și oferim ca muzeu este un mod de educație altfel, diferit de școala de clasa de la școală. Mai interactiv, mai dinamic. Avem ateliere de scriere, de desen. Luăm o poveste și o desenăm. În momentul acela copilul trebuie să citească povestea ca să știe ce desenează. Ei întotdeauna, toate atelierele sunt cu îndrumători specializați pe munca cu copiii. Și avem, așa cum avem, și ateliere de scriere creativă și pentru copii, dar și pentru adolescenți. La unul din ele, coordonat de jurnalistul Ciprian Chirvasiu, surpriza a fost că s-au înscris peste 220 de adolescenți. Sigur, nu neapărat trebuie să iasă acești 220 mari scriitori, dar sigur acești 220 vor ști să scrie corect românește și într-o limbă frumoasă. În cadrul festivalului Adolescența lansăm o antologie foarte interesantă și foarte surprinzător de consistentă, cu cele mai frumoase povestiri ale adolescenților. Iar aceste povestiri chiar sunt foarte frumoase. Un juriu competent a ales, a citit peste 50 de povestiri și a ales 10 foarte, foarte bune.
Pentru Festivalul Internațional de Poezie, întotdeauna, în ultimii ani, am colaborat cu Ministerul Culturii și cu Institutul Cultural Român, dar și cu alte instituții sau din subordinea Ministerului Culturii sau din subordinea Primăriei Capitalei. Un parteneriat permanent, aș putea spune, avem cu Academia Română, cu Institutul George Călinescu. Avem proiecte și programe în colaborare și cu Teatrul Dramaturgilor, cu toate teatrele din București, mai ales că avem o relație și de parteneriat, dar și de prietenie. Eu le sunt recunoscător tuturor că în cei 3 ani de stat depozitați la Casa Presei, instituțiile de cultură din București, în special cele care aparțin de Primăria Capitalei, au fost extrem de generoase cu noi și ne-au găzduit de câte ori am avut evenimente importante. Și festivalurile, și cu Biblioteca Centrală Universitară, cu Universitatea din București, cu alte universități și cu universități din străinătate. Festivalul Internațional de Poezie, aflat anul acesta la noua ediție, va începe luni, 14 mai, și se va încheia în data de 20 mai. În fiecare zi a festivalului trimitem scriitorii invitați, câte un străin și un român, în liceele bucureștene, mai ales în cele cu predare în limba scriitorului, dacă e spaniol, dacă e francez, ca să intre în contact cu elevii. Principalele licee din București vor găzdui astfel de ore de literatură până la urmă. Cu sprijinul muzeului, al Primăriei Capitalei, în perioada 23-25 pleacă 12 scriitori bucureșteni în diverse orașe din Republica Moldova și la Cernăuți să facă întâlniri și să aibă lecturi. Care este proiectul dumneavoastră de suflet pe care vreți să-l vedeți înflorind în următoarea perioadă? În următoarea perioadă am două proiecte de suflet. Unul în celălalt spațiu din Calea Griviței, ca în luna septembrie, să deschidem pentru vizitatori etajul 2 cu colecțiile Muzeului Național de Teatru Române. Și cel de-al doilea, tot atunci, în septembrie, să deschidem publicului Casa Memorială Anton Pan, pe care o amenajăm acum. Și în noiembrie să reluăm seria de simpozioane, proiecții ale culturii române în cultură europeană, cu, de data aceasta, cu parteneriat german, ca anul viitor să facem parteneriat francez. Anul trecut am avut parteneriat Universitatea din Pisa cu zona italiană. Ne mutăm înspre Germania și Franța. Motoul meu este acesta. Muzeul Național al Teatrului Român este un muzeu unic.